Bună seara, bine ne-am regăsit. Dilemele zilei, în timp ce în țară este mare freamăt, sau mai bine zis, în timp ce țara arde, nepoatele nu se piaptănă, ci se promovează. Am văzut cum de la Târgu Jiu continuă valul de promovări. Tinerii pesediști sunt duși la capitală, că în provincie nu mai este chiar atât de bine. Ultimul nume pe lista celor promovați de Partidul Social Democrat este al doamnei de astăzi, deja fost viceprimar, Iulia Vână. Ce o recomandă pe doamna Iulia Vână pentru un post la capitală? Încercăm să aflăm în această seară, o să discutăm și alte subiecte politice legate și de PSD, legate și de opoziție, și o să vă prezint invitații în această seară. Domnul Dan Vâlceanu, copreședinte al PNL Gorj, mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Și jurnalistul de investigații Narcis Daju de la Gorj News, mulțumesc și ție, Narcis, că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc că am acceptat invitația și am rămas în emisiune pentru că sunt un om de cuvânt. Trebuie să spunem oamenilor că tu m-ai invitat ieri la o emisiune cu Tudor Barbu. Am acceptat imediat, chiar te-am rugat să-i spui domnului senator că voi fi și eu în emisie. Tu ai replicat că nu e nevoie, că e emisiunea ta și tu îți alegi invitații, că dânsul ca senator are obligația să apară oriunde și în orice configurație. Repet, m-am ținut de cuvânt, am venit la emisiune. Din păcate, domnul senator n-a procedat la fel. Trebuie să spun că ar fi trebuit să fie paritate, adică 2 la 2, așa ar fi fost normal, dacă sunt doi jurnaliști, să fie doi oameni politici. Într-adevăr, nu a venit domnul Barbu. Dar poate va veni într-o altă ediție a emisiunii Dilemelor Zilei. Dilemele Zilei. A intervenit, ce-i drept, o singură dată aici la Tele3, nu a ieșit foarte pieptănat. Dacă nu mă înșel, erai și tu prezent în studio. Nu, nu eram. A fost un alt jurnalist în acea seară, într-adevăr. Trebuie să spun și eu câteva lucruri la ce spune domnul Daju. Faptul că noi am aflat despre invitația domnului Daju întâmplător astăzi și nu era o chestiune pe care s-o fi convenit cineva cu domnul Barbu. Atât am de spus. Bun, înțelegem că dumneavoastră, care vă proclamați liberali și cei mai democrați dintre pământeni, faceți discriminări. Înțeleg că unele emisiuni vă duceți, în altele nu, și așa. Înțeleg mai departe. Înțeleg că trebuie să-ți respecti o chestiune pe care o discuți. Iar noi ne-am respectat-o. Haideți să facem o precizare. Într-o emisiune de dezbatere pot fi 1, 2, 3 sau mai mulți invitați. Nu se cere în mod normal acceptul celorlalte persoane invitate. Eu vreau să vă spun pentru că ar fi anormal ca eu să îi cer acceptul lui Narcis Daju să invit un alt jurnalist cu care el ar fi sau nu de acord, sau să vă cer dumneavoastră dreptul de a invita o altă persoană. E normal ceea ce spuneți dumneavoastră, dar dacă aveți de gând să mă mai invitați cu cineva, puteți să-mi spuneți cu cine mă invitați și eu pot să aleg dacă vin sau nu. Da, asta se anunță. În momentul în care se stabilesc invitații, nu e un reproș, doar atât vreau să spun că nu a fost discutată această chestiune. De ce dumneavoastră, Dan Vâlceanu, veniți cu Narcis Daju în emisiune și Tudor Barbu nu vine? E o chestiune care ține de opțiunea fiecărui om. Eu am optat să vin în această emisiune cu Narcis Daju și cu Irina Stoian. Domnul Tudor Barbu, nu. Bănuiesc că muncește și ziua și noaptea pentru gorjeni. Nu are relevanță. Și că era o oportunitate să comunice, să ne povestească ce face pentru noi, ca senator de 200 de milioane de lei pe lună. Dar are libertatea, ca orice alt cetățean, să discute cu cine dorește dânsul. Și nu dorește să discute cu Narcis Daju, am înțeles. Nu. Este o chestiune de a avea plăcerea de a discuta cu cineva și având în vedere că în ultima perioadă au fost o serie de chestiuni dure, spun eu, fără a fi discutat cineva înainte cu domnul Barbu, exprimate de domnul Daju, domnul Barbu a considerat de cuvință că nu dorește să stea de vorbă cu domnul Daju. Să înțelegem că înainte de a publica o anchetă de presă trebuie să vorbim cu Barbu. Nu, Doamne ferește.
Bine, dar nici nu trebuie să, ne gândim. Narcis Dajul este într-adevăr un jurnalist incomod și ca orice cetățean al acestei țări, pe lângă materialele jurnalistice, are și dreptul la opinie. Iar dacă în mediul virtual își postează opiniile, nu cred că este ceva deplasat. Doamne, dar nu cred că l-ați văzut în vreo emisiune pe jurnalistul Narcis Dajul să dea în cap cuiva. Nu, doamne ferește, nu s-ar fi întâmplat asta nici ferește, dar mi se pare un singur lucru, că în această speță dumneavoastră ați greșit cel mai tare. Faptul că nu l-ați anunțat pe domnul Barbu, cu cine mai vine în emisiune? Stați că domnul Barbu nu a venit în emisiune. Stați puțin, domnule Vâlceanu. Eu astăzi încă dădeam telefoane pentru persoanele care să mai vină în emisiune. Pentru că mi-aș fi dorit să vină cineva și din partea puterii, adică de la PSD. Unul dintre parlamentari chiar știa, oameni de-ai dumneavoastră de la partid, acest lucru. Există, erau pe listă, trei parlamentari ai PSD-ului. Foarte bine, este opțiunea dumneavoastră. În care, o repet, în momentul în care se stabilea formula exactă, adică oamenii care confirmau prezența, automat erau anunțați și cine mai vine în emisiune. Eu am vrut doar să precizez câteva lucruri care mi se par de bun simț. Faptul că poți să-ți alegi cu cine vrei să stai de vorbă și dacă n-ai plăcerea să stai de vorbă cu cineva, nu o faci, este strict opțiunea ta. Și doi la mână, faptul că atunci când dumneavoastră l-ați anunțat pe domnul Barbu sau ați discutat despre această emisiune, domnul Barbu nu a primit informațiile despre această emisiune de la dumneavoastră. Adică mai vine nu știu cine sau nu știu cine. Atâta tot. Asta e singurul lucru pe care am vrut să-l spun. În bine, rest, acum nu știu dacă nu mai vreau domnul să nimic, Barbu, nu cred că politician, își permite să și stabilească cu cine să vină la emisiuni sau să pună niște condiții. Probabil că e acționat la teletrei și nu știam campania electorală și atunci nu o să mai fie întrebat, doriți să veniți cu? Aveți un anumit spațiu de emisie, de promovare sau de dezbatere? Domnule Vâlceanu, eu sunt un reprezentant al PSD-ului. Că eu ar trebui să accept să vin cu oricine în emisiuni. Ceea ce nu este așa. Eu, de exemplu, vă pot da un amănunt. Nu consider că ar trebui să vin cu toți politicienii din Gorj în emisiuni. Pentru că nu cred că trebuie să discut, de exemplu, cu cineva de la PSD care nu are decizie în partidul respectiv. Și vă dau doar un exemplu. Da? Și am și eu dreptul să-mi aleg, da? Cu cine vreau să discut și cu cine nu. Nu văd nimic extraordinar din punctul ăsta de vedere. Este un lucru absolut normal. Să știți că de lucrul acesta se mai ocupă și moderatorii. Adică un moderator care vrea să păi, aibă o emisiune spuneam. Bună, nu o să vă invite nu, de aceea vă spuneam. Femeia de serviciu dacă, de la PSD. Dacă l-anunțați pe domnul Barbu, o să veniți, de exemplu, cu Narcis Dajul și dacă domnul Barbu n-are plăcerea să discute cu domnul Daju, vă spunea de atunci nu vin. Și nu era nimic extraordinar. Da, am înțeles. Domnul Barbu trebuie să fie anunțat înainte, cu cine vine, și eventual cu două, trei zile. Și cred că și Narcis Dajul trebuie să fie anunțat, că eventual nu știu dacă și-ar dori să vină cu toată lumea. Domnule Vâlceanu, da. Să ne înțelegeți. Spre deosebire de Tudor Barbu, eu sunt o persoană strict privată, sunt vârf de lance anti-PSD de 6 ani în Gorj, da? Domnul Barbu e o persoană plătită din bani publici, senator al României, senator de Gorj, care nu poate pune condiții unui post privat de televiziune. Are datoria să vină. Dar nici nu pune condiții. Când e invitat și să spună oamenilor ce face de 200 de milioane de lei vechi pe lună pentru acest județ. Trebuie să vină Barbu, nu și în compania unor jurnaliști incomozi. Dar nu e vorba că sunteți incomod sau neincomod. Este pur și simplu. Să ne uităm la ieșirile publice ale lui Barbu la o singură televiziune, la un post de televiziune, la o emisiune sau nu. Timp de o oră complimentează realizatoarea pe Gângioveanu, mă rog, ce inteligentă, ce frumoasă, ce de elită sunteți. Nu beneficiază de nicio întrebare incomodă și de aia se duce acolo. Și lumea nu pricepe nimic. Domnul Barbu este la o altă emisiune, nu la realizatoarea de care spuneți. Este la o altă televiziune. Da. În fine, este foarte bine. Probabil va mai merge și la alte televiziuni domnul Barbu. Sigur că da. Este așteptat în continuare și la Tele3, dar în condițiile unde în care nu, repet, nu o să pună. Nu o să fie anunțat nu cu cine să vine. Nu o să îi se permită să pună condiții. Nu și pune încă condiții. O dată, nu, deci, repet, spus, domnule, nu stați puțin. Nu ne puteți acuza că nu am anunțat. Nu, stați puțin. Dumneavoastră faceți o mică manipulare. Dumneavoastră faceți o mică manipulare acum. Atâta timp cât nu se noi încă nu terminaserăm de dat telefoane pentru a completa o mică manipulare echipa care să pentru participe. Pentru că domnul Barbu nu v-a pus niciun fel de condiție
și nici nu vă spune cum să vă faceți emisiunea. Însuși faptul că alegeți să vină asta, sau nu, Vâlceanu, înseamnă că a pus condiții. Nu. Alegeți prezent... să vină sau nu. Dânsul alege și asta nu vine. E o condiție. Da, prezența lui Narcis Daju nu, puteți aici să vă faceți emisiunea cu cine doriți. A fost condiționată. Nu iar e adevărat. Între Tudor nu Barbu și Narcis Daju, noi l-am ales pe Narcis Daju. Foarte bine ați făcut. Dar nu înseamnă că va condiționa cineva. Dumneavoastră ați ales lucrul ăsta. Domnule Vâlceanu, a spus mai devreme singură. Să nu spunem, am ales Narcis Daju. Da. Exact. Am care ales Narcis Daju pentru că asta este, mi s-a spus, ori. Nu, foarte bine ați făcut. Adică a fost o condiționare. Nu, nu s-a spus, dumneavoastră a spus mai devreme că noi am ales așa. Extrem de corect. Am ales nu așa în urma unei condiționări. Nu e nicio condiționare. Domnul Barbu poate veni sau nu. Punct. Poate asta înseamnă veni că nu mai faceți nu, emisiuni? Dar atâta timp cât, mă rog, nu spune personal, că nu comunică cu mine personal domnul Barbu, deși are numărul meu de telefon înainte de a veni în județul Gorj, că ne cunoaștem de mai multă vreme, nu pot să-i transmit. Prin telepatie nu pot să comunic cu dumnealui. Dacă nu-mi răspunde la telefon, repet, nu pot să-l anunț. Ați avut un dialog cu biroul de presă, da? Prin intermediar de la partid. Ați avut un dialog cu biroul de presă, dumneavoastră, doamna Elina Stoian, n-ați spus niciodată, cum cred eu. Eu, na, nu mă pricep, nu jurnalist. Dar eu așa cred că ar fi fost normal. Să știu și eu cu cine vin în emisiuni. N-a spus niciodată lucrul ăsta. În momentul în care s-a aflat întâmplător, repet, cu cine este în emisiune domnul Barbu, s-au întâmplat două lucruri. Unu, i s-a părut cel puțin incorrect sau, hai să spun, o lipsă de fair play, să nu știe cu cine vine în emisiune. Domnule Vâlceanu, repet, și doi, nu a venit Tudor Barbu să vadă că este cu Narcis Daju, că nu ar fi aflat. Noi tot timpul aflăm cine, anunțăm cine cu cine corect vine în emisiune. Eu aș vrea să informez corect oamenii. Asta se întâmpla undeva pe la orele prânzului, când, repet, încă dădeam telefoane să mai aducem niște oameni în studio. În momentul în care un realizator, oricare ar fi el, de la o televiziune sau de la un radio din Gorj, invită pe Madalina Ciolocoi, să zicem, în emisiune. Madalina Ciolocoi niciodată nu întreabă cu cine va mai fi invitat. 95% din politicieni, din personalitățile publice, nu întreabă cine va mai fi în platou. Vin în virtutea inerției și își află interlocutorii aici. Astea sunt povești. Și este grav că un senator al României discriminează și are criterii. El, încă o dată, e plătit din bani publici, e în serviciu public și e obligat să vină când e invitat și să spună ce face de banii ăia. Nu e o persoană privată ca Narcis Daju care putea să vină, putea să nu vină, putea să-și țină cuvântul dat sau putea să nu și-l țină. Bine, acum să nu mergem foarte mult cu această chestiune pentru că se duce o parte prețioasă din emisiune și avem subiecte destul de importante pregătite. Nu mai vreau să mai spun pregătite și cu asta chiar nu mai vreau să dau nimic, că subiectul ăsta este că orice deputat, senator, orice parlamentar din România este plătit din bani publici, dar îmi pare rău că vă spun, nu este plătit să vină la emisiuni. Da? Este dacă, plătit să facă altceva. Dacă ar asta fi plătit să facă altceva, sau dacă ar conștientiza că este plătit să facă altceva, într-adevăr, nu ar mai sta pe la televiziune și ar merge în colegiul acum e rău, de unde a fost promovat și, într-adevăr, ar face ceva pentru oameni. Nu, nu-i rău că vine. Este rău că nu merge să țină acele audiențe. A spus-o dumnealui. În jumătate de an n-a trecut niciodată pe la cabinetul parlamentar să țină audiențe. Atenție. E o chestiune pe care a explicat-o. Și spunea Narcis Daju, 200 de milioane de lei vechi. Atât este alocat fiecărui deputat. Împreună cu experții parlamentari, cu mașinile, România, cu benzina, cu chiriile, cu angajații pe cabinet, corect, cu diurnele, niște cu deplasările pe care, pe care nu-i cunoaște nimeni. Că suntem acuzați că nu au legătura cu purtătorii de cuvânt, dacă nu-i cunoaște nimeni. Da, haideți să discutăm și noi totuși niște subiecte care ar fi trebuit analizate și în conferințele de presă. Spuneam că se fac promovări și culmea, fac promovări domnii de la PSD, care sau cărora li se tot cântă prohodul de ceva vreme, că pică PSD-ul, că pică Ponta, că pică guvernul. Ei bine, iată că cei apropiați lui Victor Ponta sunt în continuare promovați. Unul dintre cei promovați în această perioadă, Iulia Vână, vicepreședinte până ieri sau astăzi la Târgu Jiu, în viitorul apropiat va fi
propulsată la nivel național, încă nu se știe pe ce poziție, dar am mai văzut persoane luate din județul Gorj și puse în fotolii confortabile. Este vorba de fostul prefect de Gorj, Radu Teodorescu. El a ajuns din șef al cabinetului parlamentar al lui Victor Ponta, fără foarte multă experiență sau fără niciun pic de experiență în domeniu, direct în Ministerul Justiției, secretar general adjunct. Urmează doamna Iulia Vână. Înainte de dumneei am văzut un alt tânăr PSD-ist care a ajuns prefect și Narcis Dajo, tu știi mai bine CV-ul domnului Văcaru, angajat sau șef la un moment dat pe la un casino. Iulia Vână, haide să vedem un scurt fragment care se potrivește sau s-ar putea potrivi acestui context, dacă au colegii pregătit în montaj, în emisie, acel fragment dintr-un film ce... Recomandă. Un frate al meu mai mare. E cântăreț și dânsul? Nu, a fost mandatar. Da. Și acum e... Sau e... Domnișoară, noi... Rămân pentru deliberare. O recomandă sau cine o recomandă pe Iulia Vână pentru un post la capitală? Orice post ar fi cel pentru care se pregătește sau pentru care partidul o pregătește. Sau anumite persoane din partid o pregătesc, pentru că am văzut unii lideri locali au fost luați prin surprindere sau cel puțin așa s-au declarat, Narcis Dajo. Nu știu ce s-ar mai putea spune. Cert este că de astăzi de la prânz, prima dată pe Radio Infinit, una dintre trompetele PSD, s-a anunțat că finul primarului Cârciumaru va fi viceprimarul orașului Târgu Jiu. Cred că nici la ultimele triburi din Africa, la aia care se mănâncă între ei, nu se întâmplă ca adjunctul șefului de trib să fie finul tribului. La Târgu Jiu se pare că se poate. După ce am avut-o ca viceprimar pe fosta iubită a premierului Victor Ponta, din 27 iulie îl vom avea ca viceprimar pe Adrian Tudor. Un ins pentru care s-a încălcat legea înființându-se un post inutil la Minprest, o societate de stat cu grave probleme financiare. Acolo era arhisuficient George, pentru că nu i-au găsit loc în altă parte, au creat ilegal un post de director adjunct. Și iată că acum, după ce Adrian Tudor a fost zero ca și consilier local timp de 3 mandate, îl vedem promovat ca viceprimar al Târgu Jiului printr-o atitudine incalificabilă. Vorbeam de Radio Infinit. Oameni buni, vă recomand să mergeți când aveți drum pe lângă ștrandul Dolce Vita, din Parcul Central. Ștrandul Dolce Vita aparține acționarului principal de la Radio Infinit. Să nu facem reclamă, este un ștrand foarte, din Parcul Central. Este foarte important ce urmează să spun. Pentru că la Radio Infinit primarul Cârciumaru și protipendanta PSD merge periodic și este tratat ca la un salon de masaj sau ca la un salon erotic, dacă vreți, Cârciumaru a dispus o măsură incalificabilă și incredibilă. Anul trecut au fost măcelărite niște plute seculare doar pentru motivul că umbreau ștrandul patronului de la Radio Infinit. Este doar un favor pe care Cârciumaru îl face acestui mogul. La schimb, există acest mecanism. Când vor să facă o porcărie, o anunță prima dată ca zvon.
La ora 13, astăzi s-a anunțat ca zvon promovarea lui Adi Tudor ca viceprimar. La ora 18.30, pe postul multimiliardarului Sarcină, a apărut, nu, greșesc, la 18.30 a apărut pe Gorj TV, pe postul deținut de doi multimiliardari, care se bat cu pumnul în piept că ei sunt altfel decât afaceriștii din Gorj și că ei militează pentru drepturile omului, pentru promovarea mediului de afaceri, că ei nu sunt comuniști și așa mai departe. Timp de câteva zeci de minute, Adrian Tudor a fost parfumat la Gorj TV. Aici de la Gorj TV s-a mutat la Acces TV, la postul multimiliardarului Sarcină și acolo, timp de o oră, realizatoarea ne-a explicat nouă cât de bun ar fi Adrian Tudor pentru postul de viceprimar și, bineînțeles, că finul primarului nu a negat acest lucru. Iată cum acest mecanism extrem de malefic acreditează niște impostori în niște funcții publice. Trebuie să fac mențiunea că primarul Cârciumaru traversează o perioadă neagră a existenței lui. Este cercetat de DNA. El sună noaptea din oră în oră portarul de la primărie și îl pune să iasă afară să vadă dacă au venit mascații să-l ia. Da? Deci omul ăsta nu are somn, nu are nici, nu are nimic. Și totuși, foarte important, are spațiu să facă asemenea porcării. Să-și promoveze finul ca viceprimar. De ce? Pentru că, iată, opoziția din Gorj. Singura poziție publică de astăzi, una care abia a pâlpâit pe nu știu ce site, a fost a domnului Berca, care a protestat față de posibila numire. N-am văzut comunicat de presă, n-am văzut nimic pe niciunde. Încă o dată. Bine, au apărut două nume. Sunt faptul că n-aveți societate civilă, încă nu se știe faptul pe care că presa, iată cum e controlată, măcelărim, că mai este și măcelărim de la plute seculare în Parcul Central, pentru că umbresc ștrandul mogului de la Radio Infinit. N-avem partid de opoziție, n-avem nimic și așa devine un fapt perfect normal Adrian Tudor, finul primarului, ca viceprimar. Ce să mai spun eu altceva? Iulia Vână nu are decât calitățile lui Radu Teodorescu, care e propozabil să devină șeful ANI, care a condus ultima campanie a lui Ponta, în condițiile în care soția lui conduce biroul electoral județean. După campanie, imediat, a revenit în Ministerul Justiției și a venit cu Cazanciuc aici, cu Ministrul Justiției și a condus ședința de bilanț la Tribunalul Gorj. Eu, ca judecător, mă ridicam din sală și plecam. Du-te, bă, nene, că tu ești PSD-ist. Tu ai condus campania lui Ponta. Tu vii să îmi spui mie, judecător, ce am de făcut la ședința de bilanț? Deci, repet, Iulia Vână are exact aceleași calități pe care le are Radu Teodorescu și ceilalți politruci promovați de Ponta la București. Spuneam, în ecuație mai este un nume. Adi Tudor nu este singurul care sau al cărui nume a fost vehiculat pentru postul lăsat vacant de Iulia Vână. Mai este și domnul George de la Minprest. Ți se pare plauzibil această a doua variantă sau a fost aruncată doar așa ca să nu fie singur, da, deși nu, să nu se simtă stingher Adrian Tudor? Deși Cârciumaru nu are prea multă minte în cap, cu timpul s-a jigodit și el și ca să nu lansez o singură variantă, l-a mai numit pe șeful lui George, care, atenție oameni buni, în urma unei proceduri foarte costisitoare, e validat ca manager privat la Minprest și din nou opoziția nu spune nimic. Da? Deci inițial a fost numit politic și acum plătim foarte mulți bani publici ca el să ajungă manager privat. Firește că George e mulțumit dacă rămâne acolo, da? Susținut de PSD. Și s-au mai anunțat două nume de necunoscuți, Predescu și Dincă, parcă, care niciodată n-ar îndrăzni să calce să ridice ciocul la un asemenea post. Viitorul viceprimar va fi Adrian Tudor, pentru că primarul se pare că nu mai judecă, pentru că Adrian Tudor nu are limite în nesimțire, judecă, și pentru că în Gorj și în Târgu Jiu nimeni nu spune nimic. Astfel de anomalii și astfel de aberații, care, repet, nici la triburile din Africa, la aia care se mănâncă între ei unii pe alții, nu se întâmplă. De aia se întâmplă la noi, că suntem un județ de cocoșați.
Dar nu este posibil ca promovarea lui Adrian Tudor în postul de vicepreședinte să fie susținută de o tabără care are niște sforicele spre capitală, așa cum am văzut în cazul fiecărui tânăr? Nu, din PSD Gorj? Nu e susținută decât de Cârciumaru, care este foarte izolat în momentul de față în PSD Gorj. Eu astăzi am purtat discuții cu niște oameni care îmi păreau normal la cap din PSD și le-am spus la modul ăsta: băi, dacă opoziția nu zice nimic, măcar voi, uite, cu ocazia acestui derapaj fără precedent al lui Cârciumaru, aveți ocazia să preluați puterea în PSD. Nu vi se va mai oferi niciun asemenea moment. Nu va mai derapa atât de grav ca astăzi, pentru că nu mai are când. Luați puterea, dați cu el de pământ. Domne, că nu suntem susținuți, domne, că știți că este complicat, domne, că dacă nu reușim, ce ni se întâmplă pe urmă, că suntem toți în posturi publice, că nu mai avem ce da de mâncare la copii și așa mai departe. Chiar am făcut treaba asta, văzând că opoziția e moartă și tace, că nu există nici pe Facebook, nici comunicat de presă, nici pe site-ul, nici pe nimic. Nimic, tăcere de mormânt, da? Pentru că ei se organizează. De două luni se organizează și în rest nu se mai aude nimic. Am sunat PSD-iștii. Chiar asta am făcut. Pentru că îmi pasă. Îmi pasă și îmi caut parteneri instituționali cu care să încerc să stopez astfel de derapaje. Domnule Vâlceanu, de ce nu ați luat o poziție față de posibila numire a domnului Tudor, pentru că avem experiența numirii sale într-un post la Minpres. Știm domnul Tudor, fără niciun pic de experiență, cum s-a fofilat sau cum a fost fofilat de domnii de la PSD până în scaunul de adjunct la Minpres. De ce nu ați luat atitudine astăzi? Bun. Sau sunteți de acord cu domnul Adrian Tudor, viceprimar? Nu suntem un partid, suntem o instituție. Noi nu putem să dăm puncte de vedere sau să emitem comunicate pentru că am auzit noi de la cineva, nimic oficial, că cineva ar putea să fie ales de Consiliul Local în funcție de viceprimar. Deci, eu vreau să totuși să revenim la o temă serioasă a problemei. Pentru că, dincolo de posibilă numire, care este un lucru foarte grav, și dacă mă întrebați acum, pentru că nu cred că am apucat să discut până acum cu cineva, emisiunile sunt seara. Referitor la o posibilă numire a domnului Tudor, o să-mi exprim și eu dezacordul. Dar nu pot să emit un comunicat de presă pentru că am auzit eu că ar putea să se întâmple ceva. Nu. Comunicatele de presă și pozițiile oficiale a unui partid, care, repet, din punctul meu de vedere, partidele sunt o instituție, se dau pe chestiuni concrete. Deci, demisia doamnei Vână este o chestiune concretă. Corect. Și m-am bucurat și mă bucur. A fost confirmată. Că nu mai avem pe Iulia Vână viceprimar. Bun. Dincolo de lucrul ăsta, eu vreau să vă spun un lucru. Am fost foarte atenți și noi la ce spune PSD-ul, de exemplu, referitor la demisia doamnei Vână și la posibila venire a domnului Tudor viceprimar în locul Dânsei. Am văzut un punct de vedere al domnului Cârciumar că PSD Târgu Jiu va decide pe cine susține. E, până să avem, totuși, un punct de vedere oficial, da, al PSD-ului, nu pot să vin și să, cum să vă spun, să dezavoiez o decizie care nu există. Domnule Vâlceanu, dar Tudor e în campanie electorală deja, credeți-mă. Eu vă înțeleg. Străiți în Târgu Jiu și cunoașteți aceste mecanisme. Eu vă înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar repet, noi suntem o instituție. Eu, Dan Vâlceanu, acum cu dumneavoastră în emisiune, pot să spun lucrurile astea. Emit un comunicat de presă care să angajeze tot partidul. Noi încercăm să discutăm chestiuni constructiv. Care nu sunt concrete. Nu e prima dată când lipsiți, când se întâmplă lucruri grave și PNL-ul lipsește. Nu e adevărat. Asta e probabil opinia noastră. Dar vreau să vă spun că prima listă cu rubedenile noi am făcut-o. Da? Și de soții Milosteanu, și de soții Vână, și de neamul Tudor, și de alții de pe la Motru, și de mulți alții. Da? Pe care, dacă ne apucăm să îi dibuim acum, nu-i mai știm, că sunt atât de mulți. Da? Tot noi am făcut-o și am spus lucrurile astea.
Am protestat și când a fost numit Adi Tudor la Minprest. Da? Am protestat și când l-au numit pe George la Minprest. Pentru că tot politica au făcut-o. Protestăm în fiecare zi cu privire la directorii din CEO. Și la acțiunile pe care ei le fac. Bun, dacă păi dumneavoastră nu v-am, să vedeți lucrurile nu astea, am văzut este, protestând, este, domnule Vâlceanu. Acum, dacă, punctul de vedere. Dacă aveți o poziție după ce se întâmplă lucruri, e tardiv. Adică dumneavoastră credeți că dacă protestăm după ce PSD anunță că îl va susține pe X... Nu, dar dacă protestați după ce este numit George la Minprest, e târziu, că nu o să-l mai dea nimeni jos. Vreau să vă spun un lucru. Eu pot protesta și atât. Da? Dar nu este suficient. Să știți că uneori este suficient... Partidul la liberare are 4 consilieri. Uneori este suficient și să protestați. Și, pentru că oamenii văd că văd că există opoziție. Există opoziție. Poate unii nu vor să o vadă. Să știți că au fost... Nu am văzut pe altcineva să protesteze. Câteodată nici păi, măcar acum cine vrea să protesteze PSD-ul? Nu. Media nu protestează, îmi pare rău. Media doar ridică niște probleme. Nu, media ar trebui să fie imparțială. Pe de altă parte, vreau să vă spun ceva. E opinia fiecărui cetățean să discearnă dacă acțiunile opoziției sunt bune sau nu. Cum discerne un om sau în funcție de ce anume discerne un om, discutăm, dar trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Am revenit, continuăm discuția, cine îi recomandă pe domnii de la PSD care sunt promovați, iată și în momentul în care partidul este zdravă, înscuturat de Direcția Națională Anticorupție pe de o parte și din exterior pe de altă parte, pentru că acestea sunt cele două direcții din care se pune presiune pe Partidul Social Democrat. Ei bine, dincolo de o iminentă numire sau promovare a doamnei Iulia Vână pe un post la nivel central, vedem că în Partidul Social Democrat oamenii sunt totuși destul de cuminți, nu pleacă nimeni, toți așteaptă să vadă ce se întâmplă și sunt uniți în jurul a ceva sau în jurul cuiva. Am văzut că domnii de la PSD, adică colegi de-ai dumneavoastră, domnule Vâlceanu, așteaptă de la PNL, scuze. Da, așteaptă să pice voturile de la PSD. Voturile de la Partidul Social Democrat pe care le-ar pierde partidul odată cu plecarea de la guvernare sau odată cu trimiterea lui Petușă sau din cauza zgâlțielilor pe care le determină DNA-ul. Așa credeți dumneavoastră că se obțin voturi? Sau așa așteptați voturile pe care și este vorba de niște primari. Primari de ai dumneavoastră, voturile ai PNL-ului au făcut popor. această afirmație. Au fost citați. Dacă o să găsesc materialul, o să vă spun și despre ce primari este vorba. Ei spun că problemele din PSD vor aduce voturi la PNL. Asta înseamnă că nu trebuie să mai aveți poziții. Asta au sus primarii PNL. Anumiți primari ai PNL-ului. Citați de presa locală din Târgu Jiu. Așa înțelege PNL-ul să obțină voturi sau mai multe voturi? Nu, dar ei spun un lucru totuși adevărat, că atunci când un partid aflat la putere are probleme, este clar că partidul aflat în opoziție are de câștigat din punctul ăsta de vedere. Dar vreau să vă spun ceva. Noi avem niște acțiuni de opoziție care se desfășoară chiar în aceste momente și aici mă refer la acea moțiune populară pe care am inițiat-o în toată țara, în care strângem semnături pentru demiterea premierului sau pentru demisia premierului Victor Ponta, pentru că în acest moment, așa cum știți, este vacanță parlamentară, nu putem să depunem o altă moțiune de cenzură, am depus una n-a trecut
și până la viitoarea sesiune parlamentară avem acest demers în ceea ce privește moțiunea populară, așa am numit-o noi, de demitere sau de demisie a domnului Ponta. Pe de altă parte, noi suntem un partid care a avut de, cel puțin filiala noastră, a avut de suferit în ultima jumătate de ani și știți foarte bine la ce mă refer, cu neînțelegeri între subsemnatul și fostul copreședinte. Din punctul ăsta de vedere, de cam de o lună de zile muncim foarte serios și pot să vă anunț că în acest moment în organizația PNL Gorj sunt 15 organizații locale cu conducere unică, adică cu un președinte, și încă 33 de organizații cu conducere bicefală, cu copreședinți, deja înființate. Am intrat iar în partea interesantă cu organizarea din PNL, parcă ar interesa pe cineva treaba asta. Nu m-ați întrebat ce facem în perioada asta și dacă facem opoziție. Da? Eu v-am spus că ne și organizăm și avem în desfășurare o acțiune de strângere de semnături împotriva domnului Ponta. Că mă întrebați ce facem în vacanța parlamentară. Nu, am întrebat dacă așa înțelegeți dumneavoastră să strângeți voturi așteptând să pice de la PSD. În virtutea inerției sau acțiunilor. Eu vreau să vă spun un lucru. Noi nu așteptăm să pice de la PSD niciun vot. Pentru că, așa cum observați și dumneavoastră, dacă v-ați uitat pe sondaje de opinie, noi suntem partidul cel mai mare. Partidul care, la momentul ăsta, are cel mai mult din încrederea populației. Deci nu putem noi să așteptăm să pice voturi de la PSD. Nu. Din contră, noi ne consolidăm poziția. Suntem un partid care, din punctul meu de vedere, suntem în creștere și faptul că PSD-ul a guvernat dezastros e un lucru pe care îl blamăm, îl spunem în fiecare zi. Da? Nu trebuie să așteptăm să pice ceva de la PSD. PSD-ul este picat deja. PSD-ul este în moarte clinică și nu așteptăm noi altceva de la PSD decât să-și dea sfârșitul. Pentru că cel puțin din punct de vedere politic sau din punct de vedere al alegerilor viitoare, nimeni nu mai poate aștepta ceva de la PSD. Oricum, în ceea ce privește traiul mai bun al populației, care, să nu uităm, în 2012 le-au dat celor de la PSD un vot de încredere masiv. Dar au dezamăgit. Atât. Nu, v-am spus. Tocmai suntem în desfășurarea unor acțiuni. Bine, care țin și de noi. Interne mai puțin contează. Nu, țin și de noi și facem și alte acțiuni. Da? Cam firave că nu se văd. Eu cred că să strângi 9.000 de semnături, eu cred că atunci când strângi 9.000 de semnături pentru demiterea lui Ponta și 200.000 la nivel național, nu sunt, până acum, pentru că vom strânge 1.000.000 la nivel național. Nu sunt un lucru, așa cum spunea domnul Weber, și încă un parlamentar, dar nu mai țin minte cine. Și dacă strângeți aceste voturi... Vin la noi cu niște voturi, semnături. Nu, domnule, ia-s oameni. Dacă strângeți aceste voturi, da? Credeți că va pleca Victor Ponta? Încercăm să punem o presiune. Altă posibilitate nu există în momentul ăsta. Pare rău, suntem în vacanță parlamentară. Nu poți să faci altceva la nivel parlamentar. Dar acțiunile politice nu dar se eu, rezumă eu, eu strict, știți ce observ? Că dumneavoastră mă certați pe mine și mai puțin întreb, încercăm să vedem ce face puterea. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Opoziția. Opoziția nu poate schimba în vine viața oamenilor. Puterea, cea care conduce, cea care guvernează, fie că vorbim de putere locală, fie că vorbim de putere națională, este cea care, prin acțiunile pe care le desfășoară, poate afecta traiul, în bine sau în rău, al populației. Dumneavoastră, degeaba mă certați pe mine. Eu nu văd că aveți o problemă cu mine sau cu noi, cu PNL-ul. Nu, domnule Vâlcea, nu interpretați greșit. Noi nu putem să schimbăm cu nimic ce face PSD-ul. Deci, cumva, mi se pare că mă certați pe mine pentru ce face PSD-ul. Nu v-am certat pentru ce face sau ce nu face PSD-ul. Eu v-am întrebat doar ce faceți dumneavoastră. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Că am văzut că și dumneavoastră și domnul Dăju mă certați pe mine că vrea cărciumarul să-l pune pe Tudor. Eu recunosc, vă cer. Așa e. Nu, dar sincer, nu ține de noi. Sincer, eu nu pot decât mă așteptam, așa nu, ca și nu simplu pot decât cetățean, să mă revolt. Să da? Văd, și uite că mă să revolt. Văd că opoziția dar văd face că dumneavoastră, opoziție. Păi asta facem. Dacă nu dar facem dacă dumneavoastră pe placul dumneavoastră... să facă jurnaliștii opoziție, că spuneați ceva mai devreme. Nu, eu cred că ar trebui să facă toată lumea. Atunci când se întâmplă ceva rău cu semenii lui, cred că și jurnaliștii ar putea să facă opoziție, da. Bun, îmi dai voie să mai vorbesc în emisiunea asta. De ce îl cert eu pe Dan Vâlceanu? Repet ce am spus. În cuvinte mult mai puține, sintetizez, ca să înțeleagă chiar toată lumea. Nu e normal ca un primar
hăituit de DNA, așa cum e Florin Cărciumaru, care s-a trezit cu mascații la ușa primăriei, să-și permită astfel de derapaje, gen promovarea finului său ca viceprimar, decât dacă nu simte în coaste sula opoziției. Faptul că nu există niciun fel de opoziție la nivel de Târgu Jiu și la nivel de Gorj îi dă primarului Cărciumaru spațiu de mișcare și îi permite să facă tâmpenii. Și am închis subiectul. Întrebai despre acțiunile justiției și felul în care se convertesc în voturi. La nivel de Gorj, justiția victimizează PSD-știi și îi ajută să câștige voturi. Și vă voi da două exemple. Cazul afaceristului Bogdan Ionel din Strehaia, care a fost turnat de la Orențiu Ciurel la DNA. Foarte scurt, cronologic. Pe 9 septembrie anul trecut, consilierul prezidențial în Cuțescu îl sună pe Ciurel și spune că a doua zi va fi contactat un om de afaceri. Consilier al premierului Ponta. A doua zi vine omul de afaceri în birou la Ciurel, eu ce spun acum, spune rechizitoriul DNA-ului, și scrie pe o hârtie: dăm contracte pentru că 15% din bani se duc la Ponta pentru campanie și 5% rămân la tine, Ciurele. Ce face Ciurel? Nu se duce la DNA să-l denunțe pe afaceristul care ajunsese la el pe filiera unui consilier al premierului Ponta. Se duce la tăticul lui Ion Călinoiu și spune: bă, vezi că mă căută unul trimis de un consilier de-al lui Ponta, unul e în Cuțescu, că să-i dau contracte, că îi dă lui Ponta 15%, mie 5%. Ce facem? Păi, mergem înainte. Cu siguranță s-a referit la DNA. Nu, nu s-a referit la DNA. Abia după 3 săptămâni, Ciurel ajunge să-l denunțe pe afacerist la DNA, după ce este avertizat că discuțiile purtate de el, atât cu consilierul premierului Ponta, cât și cu afacerist, au fost interceptate. A fost avertizat de procurori, că altcineva nu avea acces la acele date. Aflăm, bine, într-un poate fel că sau în toată această perioadă domnul Ciurel a încercat să afle unde e sediul DNA sau cum se procedează. Da, a avut coșmarul noaptea, mustrări de conștiință, ce să fac, să-l tor pe omul ăla sau nu, avea și el familie, nu avea ce să le dea să mănânce la copii și așa mai departe. Poate și Ponta avea nevoie de bani de campanie, iar prinde bine lui 15%, mie 5%. În rechizitoriul DNA scrie că avea după 3 săptămâni Ciurel s-a dus la DNA. Și speculația mea e, îmi permit ca ziarist să speculez, că s-a dus la DNA doar după ce a fost avertizat. Și bineînțeles că DNA-ul a pus tehnică pe tovarășul Ciurel, Ciurel l-a sunat pe afacerist, l-a venit cu banul și l-au luat mascații. Ce aflăm din rechizitoriul DNA? Cine a coordonat acest caz? Procurorul Dănuț Volintiru. Promovat de Victor Ponta la DNA Central, soția domnului Volintiru a primit doar într-o singură zi 6 miliarde de lei vechi de la Laurențiu Ciurel. Contracte. Bun. Ce află prostina din Târgu Jiu și din Gorj? Că Ciurel este un om corect, pentru că în momentul în care te duci să-i oferi șpagă, el se duce la DNA. Care e realitatea? DNA-ul a deconspirat cazul, este limpede, și mai mult decât atât, DNA-ul nu s-a îndreptat asupra consilierului N. Cuțescu, da? Nu i-a interesat partea asta. N. Cuțescu l-a sunat pe Ciurel și a spus: vine Bogdan Ionel la tine mâine. E omul nostru. O să fie bine pentru toți. Nu s-a îndreptat nici împotriva domnului Călinoiu, care s-a dus personal la Iancuțescu și l-a învățat să-l sune pe Ciurel și să regizeze o convorbire în care să nege că ar avea vreo legătură cu afaceristul din Strehaia. Deci, uitați-vă cum a fost victimizat Ciurel și scos om al legii. Da? Vă mai dau un exemplu. Primarul Florin Cărciumaru îi promite Teodorei Ciobanu: fată, vinde-ți postul, că te pun directoare în altă parte, la Centrul Internațional de Promovare Constantin Brâncuș. Care, vă spun în premieră... Bine, ai și dovezi că a existat... Da, am și dovezi. Vă spun în premieră, poate află și domnul Vâlceanu cu ocazia asta, că în centrul Târgu Jiului, pe strada Crișan, pe bani europeni, o firmă de casă a primarului Cărciumaru lucrează la o clădire care va găzui Centrul Internațional Constantin Brâncuș. Îi spun și primarului Cărciumaru că mâine, pe 16 iulie, ar trebui să taie panglica acolo. Așa scrie în contract.
Clădirea e praf. Nu s-a făcut nimic la ea pentru că e o firmă de casă a primarului Cârciumaru. Și banii se duc în altă parte, nu în acele lucrări. Deci Cârciumaru i-a promis Teodorei Ciobanu că o pune directoare acolo, lângă prefectură. Asta și-a vândut postul. DNA-ul a aflat. Inițial a vrut să extindă cercetările, după care a fost trimisă în judecată doar Teodora Ciobanu. Ce aflăm? Noi și prostimea? Că Florin Cârciumaru e un om corect. Da? A cumpărat săracul o vilă la Rânca, supermobilată, cu 700 de milioane. De fapt, copilul el nici n-a știut de ea. Și e hăituit gratuit de DNA, doar ca să nu mai zicem noi ăștia răi că DNA-ul nu vine și la Târgu Jiu. Nici vorbă să câștige PNL-ul voturi ca urmare a acțiunilor justiției. Și cred că am fost destul de explicit cu aceste două cazuri. DNA-ul se oprește la pești mici și cel puțin în Târgu Jiu și în Gorj cu contribuția domnului Volintiru, care e mare mahăr în DNA central, pe bani grei, am spus, 6 miliarde într-o singură zi a primit soția dumnealui, regizează aceste mizerii. Bine, în ultima perioadă am aflat și de alte subiecte, au fost subiecte pe care presa, din păcate presa din Gorj, nu le-a tratat decât foarte, foarte slăbuți. Am aflat din media centrale că este pregătit complexul energetic Oltenia să fie privatizat. Și declarația aparține unui secretar de stat în Ministerul, în Ministerul Energiei. Am arătat această declarație apărută, spuneam, în presa centrală aseară în cadrul emisiunii. CEO pregătit de privatizare, totuși nimeni nu spune nimic. Asta că, domnule Vulceanu, spuneați că vă reproșez dumneavoastră opoziției. Păi dacă presa nu spune nimic, opoziția tace, cine să apere complexul energetic Oltenia? Bun. Dumneavoastră de eu ce am înțeles, tăceți? Eu am înțeles că este că... o poziție oficială, am totuși. Înțeles. Eu am înțeles că... Acum am întrebat sau m-ați întrebat și despre faptul că tace presa. Dacă noi nu vorbim, presa tace, cum se află? Bine. Bun, mă puteți certa pe mine că am făcut noi. Dacă tace presa, nu mai e problema mea și nu pot eu să fac nimic. Dacă aș putea să fac, aș face, dar nu pot să fac nimic. Bun. Dar ca și reprezentant al opoziției, ca lider al opoziției locale, ați putea face ceva. Ieri am aflat și eu de subiectul ăsta. M-a sunat, culmea, un jurnalist care vrea să dau un punct de vedere. I-am spus că aștept să mă sune de pe telefonul de registrare, dumneavoastră știți mai bine ce înseamnă asta. Nu m-a mai sunat nimeni. Eu vreau să vă spun un lucru. Poate dacă aș fi avut televiziune sau radio să mă pot băga în seamă, m-aș fi băgat. Dar vreau să vă spun ceva. Dumneavoastră ați spus, totuși, că presa tace, presa din Gorj. Da, uite, mă feriți mie posibilitatea acum să vorbesc despre asta și o voi face. Dar nu pot să mă duc să trag de ușile studiilor de televiziune sau de ușile radiourilor să vă spun, să le spun fraților, ăștia vor să vândă complexul. Voi chiar nu vă interesează subiectul? Bun. Ați fi putut să atrageți atenția dacă ați fi dorit. Da. Totuși, corect. Sunteți partid de opoziție. Dacă corect, acum putea să faceți pot să vă dau un punct de vedere, o conferință de presă sau mâine este o declarație de presă. Mâine este conferința de presă Partidului Național Liberal. Ca după scripturi. Îmi pare rău. Ieri am fost la București și foarte bine că dar am avut o ședință la București. Dar nu sunteți singurul om din partidul. Hai să depășim. Vreau să vă spun un lucru. Eu cred că totuși subiecturile de anumită importanță trebuie tratate de la cel mai înalt nivel al partidului la nivel de județ. Adică nu cred că v-aș fi așteptat ca noi atunci când vorbim despre o posibilă vânzare a complexului energetic Oltenia să discutăm, nu știu, cu un vicepreședinte de la municipiu sau cu un alt om să meargă să facă o conferință de presă despre subiectul ăsta, domnule, pentru că atunci aș fi spus că eu fug. Și știți că ideea nu este că bun. Și eu și Irina dacă Stoian... îmi permiteți, o să-mi duc la capăt punctul de vedere. Dați-mi voie să spun. Dacă nu-mi permiteți, atunci frate. O să... Păi nu, dacă, să dacă bateți câmpii, vă întrerupă. Hai să-și termine ideea, domnul Vulceanu, ca să nu vă spună că îl întrerupem. Trebuie, vă rog, terminați-vă ideea și vă spun că vă sunt completează colegul Narcis Dar. E un lucru despre care noi tot, dați-mi voie să vă spun și eu un lucru, noi tot vorbim despre chestiunea asta cu vânzarea complexului și cred că am fost primul politician din Gorj care am spus următorul lucru. Fraților,
ce fac oamenii ăștia, PSD-ul cu complexul, fac lucrul ăsta pentru că vor să-l vândă. Da? Bineînțeles că nu m-aș fi așteptat niciodată că vor să-l vândă tot. Mie mi s-a părut la un moment dat că vor să-l vândă la bucată. Și asta am și spus. Că vor să scoată motru, dacă vă faceți aminte, spuneau că vor închide unele capacități de producție sau că se urmărește segmentarea sau divizarea în fostele complexuri energetice. Și spuneam de atunci că vor face sau fac lucrul ăsta pentru că vor să-l vândă. Deci, așa că vreau să vă mai spun un lucru. Nu e un subiect nou și noi l-am tot comentat. Faptul că cei de la PSD Gorj, în funcție cu Laurențiu Ciurel, conducătorul complexului, au vrut să ascundă lucrul ăsta, nu ne miră. Au vrut să ascundă multe. Dacă vă aduceți aminte, ne-au mințit foarte mult timp și că nu dau oameni afară, și că complexul duce foarte bine. Nu e un lucru de care să ne mire. Totuși, trebuie să recunoaștem că au mai apărut informații de la nivel central în ultima perioadă. Pentru că acolo, în Consiliul de Supraveghere, sunt oameni care nu îl susțin neapărat pe Laurențiu Ciurel. Și dacă vă aduceți aminte, el a mai fost în pericol să fie dat afară de, și de vechiul Consiliul de Supraveghere. Eu altceva vreau să vă spun. Trebuie să fim foarte atenți ce se va întâmpla cu omul ăsta, cu acest secretar de stat, care a spus lucrurile astea în următoarea perioadă. Pentru că s-ar putea să nu mai vedeți nici pe ăsta. Deci, oamenii ăștia sunt organizați aproape mafiotic. De la cel mai înalt nivel până la Complexul Energetic Oltenia. Nu uitați cine îl ține pe domnul Ciurel director. Da? Domnul Ponta. Nu uitați cine ține spatele în județ. Domnul Călinoiu. Din spusele dânsului. Nu uitați ce s-au întâmplat cu ceilalți, inclusiv cu ministrul Gerea, care a fost umilit la Târgu Jiu după ce v-a dat dumneavoastră un punct de vedere apropo de managementul defectuos de la Complexul Energetic Oltenia. Iar eu vreau să vă spun ceva. Și am să-i spun și lui Narcis Dajul acum. Noi, pe Partidul Național Liberal, niciodată nu ne-am implicat în justiție și nu o să ne implicăm. Sunt convins că la un moment dat procurorii își vor face datoria. Dar vreau să vă spun ceva. Întotdeauna vom spune și despre Ciurel și despre PSD cum au făcut de a dus aproape spre faliment Complexul ăsta energetic Oltenia. Vom spune de Cârciumaru ce face cu apa în Preajba, în Polata, Ursați și în alte zone, chiar și în centrul Târgu Jiului, în momentul ăsta curge o apă, un firicel de apă maronie la robinet. Și vom spune în continuare și alte subiecte pe care încă n-am apucat să le spunem public, dar le vom spune în legătură cu gunoiul, de exemplu. Și o să vedeți ce lucruri interesante am aflat și în legătură cu lucrurile astea. Așa că vreau să vă mai spun un lucru și am încheiat, o să-i dau voie și unui Narcis Dajul să mă contrazică. Tot ceea ce noi trebuie să facem și avem datoria să facem, facem. Acum, că nu putem face mai mult și că nu-i putem schimba mâine, dacă am putea, e cu totul altă discuție, dar vă garantez un singur lucru. Că nu va mai, că Laurențiu Ciurel nu va prinde un minut pe o guvernare PNL în funcție. Sau că alții ca el, care au dus Complexul Energetic Oltenia, nu vor mai prinde un minut. Nici el, nici George, nici ceilalți pesediști care se dau mai specialiști mai nou. Da? Și dacă aș putea, vă spun sincer, să votez în locul tuturor târgujienilor, Cârciumaru n-ar mai sta un minut și Călinoiu. Păi, vă cred. Da? Deci, adică, și asta nu pentru sigur, că eu am ceva personal cu orice, ei, ci pentru că v-am dat argumente în legătură cu apa, cu gunoiul, da? Cu Brâncuș și cu tot ce s-a întâmplat în Târgu Jiu. Acum problema e alta, iar la nivel de județ, Vâlceanu, chiar și cu cum drumuri, vor fi puși în funcție cei care îi vor înlocui pe actualii șefi din orice domeniu. Aici să știți că este o problemă. Haideți să mergem la Narcis Dajul și rog pe colegii din emisie să ruleze acel material de pe Ziarul Financiar cu declarația secretarului de stat Bogdan Badea, care declara că privatizarea CEO este iminentă. Adică nu mai este mult până se va înfăptui, că se așteaptă apariția unui investitor strategic, Narcis Dajul. Bun, eu vreau să apreciez și să-l felicit pe Dan Vâlceanu pentru ce a făcut în ultimele luni pentru salariații CEO, pentru curajul cu care a denunțat fapte de natură penală ale lui Laurențiu Ciurel și ale altor directori din CEO. În schimb,
Vreau să spun și următoarele lucruri. Eu, spre deosebire de Dan Vâlceanu, m-am hotărât să trăiesc în Gorj. Dânsul, dacă vrea, să poate muta săptămâna viitoare într-un resort de lux, oriunde în lumea asta, cu toate neamurile lui. În Gorj și în Târgu Jiu avem deficit de democrație la cote alarmante. Faptul că PNL Gorj, în clipa de față, e total dezorganizat, mă afectează pe mine ca trăitor în Târgu Jiu. Faptul că PNL Gorj se limitează la a constata niște lucruri post factum la nivelul unei gazete oarecare de provincie, nu rezolvă cu nimic lucrurile. În momentul de față, PNL Gorj n-are specialiști care să vorbească în spațiu public pe probleme de educație, pe probleme de sănătate, pe probleme de cultură, pe probleme de nimic, da? Dan Vâlceanu, din punctul meu de vedere, e cam singur în PNL Gorj. Dacă cineva îmi spune că Puiu Diaconescu, Ciolocoi, Orzan, Grivei sunt comunicatori și că știu despre ce vorbesc, se înșală. Cu cât vor sta mai mult în emisiuni de radio și TV acești oameni, cu atât vor face mai mult rău acestui județ și Partidului Național Liberal. Vorbind de chestiunea cu apa, sunt lucruri penale. Atât Boieriu, cât și Cârciumaru, în momentul în care au avut în față acele analize, acele buletine, aveau obligația legală să alerteze populația. Acest lucru nu s-a întâmplat. Din contră, Boieriu a avut două poziții instituționale distincte la câteva ore distanță, numai presiunilor venite spre PSD asupra lui. Din păcate, subiectul cu apa a murit atât în presă, cât și în discursul opoziției. Și este foarte, foarte grav. Vorbim de Brâncuș. La fel. Ne limităm la a constata și la a spune trei lucruri timp de două minute într-o conferință de presă. Eu sunt destul de singur în proiectul media pe care încerc să-l duc mai departe din vari motive. Unu, oamenii nu au curaj să facă ce fac eu. Doi, nu sunt resurse. Totuși încerc să abordez lucrurile esențiale. Un lucru cutremurător s-a întâmplat în ultimele 10 zile și n-a vorbit nimeni despre el în spațiu public. Știm cu toții ce oribilități a făcut Dumitru Florescu, arhitectul agrar de Florin Cârciumaru, în centrul municipiului Târgu Jiu. Vreau să vă spun că proiectul, unicul proiect depus pentru modernizarea căii eroilor, un proiect pentru care proiectantul câștigă peste 100.000 de euro, un proiect a cărui materializare va costa peste 100 de milioane de euro, ne vom împrumuta, dacă ne va da cineva banii ăștia, poate pentru 50 de ani, da? Noi vom fi morți când copiii noștri vor continua să plătească rate pentru acești bani. Acest proiect a fost făcut în realitate de firma lui Dumitru Florescu, Atrium SRL. Verificați, oameni buni, la Registrul Comerțului să vedeți cine deține această firmă. Pentru că nu avem opoziție, nu avem societate civilă, nu avem presă, nu avem nimic, contraziceți-mă, arătați-mi că avem unul din aceste lucruri în Gorj. Toată presa națională și toată lumea știe că proiectul aparține lui Dorin Ștefan. Un arhitect foarte valoros, care însă n-a fost văzut nici un minut la Târgu Jiu. Un arhitect ca Dorin Ștefan se respectă în ceea ce face. Ca să propui proiect de modernizare a căii eroilor, trebuie să stai minim două săptămâni aici. Să iei la pas toată calea eroilor, să faci măsurători, să te consulți cu locali și cu arhitecți locali, să te gândești cum ar fi mai bine. Așa, 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 da? Dorin Ștefan a fost total absent din procesul de elaborare a acestui proiect și pe ultima 100 de metri, pentru ca Florin Cârciumaru să evite un scandal, da? Ce vor zice târgujenii dacă află că în continuare de axa Brâncuș se ocupă tot Dumitru Florescu, au recurs la această stratagemă. S-au dus la Dorin Ștefan și au spus, ai procentul ăsta dacă vii în consorțiu cu firma lui Dumitru Florescu și spui că și tu ai lucrat la proiectul ăsta. Este inadmisibil ca toată țara să știe că e proiectul lui Dorin Ștefan și de fapt să fie un proiect realizat de firma unui ins care a nenorocit centrul orașului lui Brâncuș. Da, este într-adevăr o problemă care nu Dacă Dan Vâlceanu ar fi avut măcar un comunicator
pe problema Brâncuș. Ori nu puteți să-mi spuneți mie că Berca e comunicator pe problema Brâncuș, că Berca vorbește și de căcăreaza, de găină bleagă, da? Și despre orice îl pui. Domnul, în secolul specializării, noi da? Nu suntem niciunul specialiști în Brâncuș și am recunoscut lucrul ăsta. Singurul lucru pe care l-am putut face noi a fost să venim și să vă spunem ce am fi făcut noi în locul lui Cârciumaru. Sau ce aș fi făcut eu în locul lui Cârciumaru. Și am spus de atunci că eu, ca nepriceput în ceea ce înseamnă Brâncuș, aș fi luat un consultant sau o firmă de consultanță, nu știu, specializată în așa ceva, să-mi facă dosarul pentru UNESCO. Eu acum aflu că s-a ocupat Vișoianu, că s-a ocupat Ponta, că îi habar n-au, că i-au dat niște documente. Nu sunteți organizați, domnul, nu vă supărați. Domnul Daju, nu, dar eu sunt politician, eu nu sunt jurnalist. Dumneavoastră descoperiți. Eu nu da, trebuie să stau să-i descopăr. Eu trebuie să dumneavoastră aveți aceea resursă. Tocmai n-a spus ce tip de jurnalist promovați. Nu, stați puțin. Pentru că am înțeles. Agreați, jurnaliștii cocoșează, domnule Bălceanu. Vă rog să vorbiți, sperând că nu pot să vă ascult pe amândoi deodată. Dar vă spun un lucru. Eu trebuie să vin să le spun oamenii. E vorba de acei specialiști pe care, cu siguranță, ni veți indica după campania electorală când îi veți promova niște funcții. Trebuie să vin, da, în politică, să le spun oamenilor ce-a făcut Cârciumarul rău și cum aș fi făcut eu să le ofer o soluție. E, soluția, din punctul meu de vedere, ar fi fost următoarea. Că de dosarul UNESCO nu trebuia să ocupe Iulia Vână, nu mai știu cine de la Centrul Brâncuș, sau Cârciumarul, sau Vișoianu, sau Ponta. Nu! Nu, e greșit! Nu, și am și spus-o și repet. În materie de Brâncuș și în Târgu Jiu, eșecul nu e opțiune. Asta este foarte clar. Este mult mai grav și repet ce am spus atunci în conferința de presă, în momentul când vorbim de Brâncuș și de ce înseamnă Brâncuș pentru România, nu pentru Gorj, da? Eșecul în această chestiune este o crimă. Este mult mai grav ce s-a întâmplat cu Brâncuș și neprimirea în patrimoniu UNESCO decât CEO, decât apa, decât orice. Este mult mai grav și eu asta sper să înțeleagă oamenii. Și de asta am spus, Cârciumarul trebuie să plece pentru asta. Nu există. Și mai mult decât atât. Ar trebui să răspundă mai mult decât cu funcția. Și o repet și o voi spune în continuare. Pentru că nu te joci cu așa ceva. Niciodată. Nu te joci cu țara ta. Nu te joci, dar până acum, de mai bine de un an de zile, iată, sunt persoane care nu doar se joacă, ci își bat joc de Brâncuș, de ceea ce înseamnă Brâncuș. Pentru că am văzut anul trecut acea spălare a operelor, care spălare am văzut ulterior a afectat monumentele de la corect. Târgu Jiu. Și uite, vă mulțumesc și dumneavoastră și lui Narcis Daju, care ați fost primii, cred că Narcis Daju a fost Narcis primul Daju care a vorbit despre lucrurile astea. Foarte, jurnalistul și bineînțeles care că nu poți decât să scoți pălăria pentru cum, felul cum, își face, cum își face datoria. Dar vreau să vă spun ceva. Nu putem fi noi nu știu, blamați că n-am avut un punct de vedere în legătură cu chestiunea aia. Nu suntem brâncușologi, nu ne pricepem. Noi putem doar să dăm o soluție din punct de vedere politic. Iar soluția din punct de vedere politic, eu vreau să vă spun un lucru. Sunt mari universități în lumea asta la care se studiază brâncuși. Măcar atât puteau să facă. Domnul Vâlceanu, vă spuneți prostii. Ce soluție politică în materie de Brâncuș ar putea exista vreodată? Domnul, sunt cel puțin 10 specialiști în Brâncuș și Târgu Jiu. Aveți obligația să atrageți măcar unul lângă dumneavoastră cu care să vă consultați. Singur lucru. Dumneavoastră a citit raportul la ICOMOS. Da? Da. Oamenii au venit aici și au zis, domnule, nu există niciun fel de legătură între operele astea lui Brâncuș. Sunt unul apus acolo, da. nu e nimic. Domnule, asta ține strict de primărie și de administrație. Să faci acest ansamblu să arate că este un ansamblu. Bun, da? Și încă nu este, eu știu, întrerupt de drumuri, de străzi, de tot felul de culori, până la, de la masa tăcerii până la coloana infinitului. Deci, astea sunt chestiuni care țin de administrație, de tine ca și gospodar. Da? Despre asta pot vorbi. Nu-mi cere să fac plângeri penale. Nu voi face niciodată. Da, pentru că nu este treaba mea. Dacă aflu într-adevăr de o chestiune penală, voi face plângeri. Am mai făcut lucrurile astea. Dar și despre aceste chestiuni despre care vorbiți. Dacă trebuie să mă bat și să le spun oamenilor ce aș fi făcut eu. Mai des... Și asta am făcut. Eu unul aș fi luat un om specializat în așa ceva care să-mi facă dosarul, să-mi facă documentația pentru ca să am siguranță, siguranță și credeți-mă, nu m-aș fi uitat la bani. Irina, să am siguranță te rog. Că acest ansamblu este inclus în patrimoniul nostru. Dacă sunt alegeri anticipate în toamnă și luați puterea, îl mențineți pe Strâmbulescu la Centrul Brâncuș?
Din câte știu, e numit de Consiliul Local. Bun, luați și puterea locală. Deci dacă puteți să-l schimbați pe Strâmbulescu, schimbați sau nu? Pe cine pune? Spuneți-mi și mie. Nu știu, poate că păi n-aveți, domnule, pe nimeni în PNL-ul ăsta. O să ne gândim. Păi eu poate nu mă încurc cu PNL-ul. Dar stați puțin, de ce credeți că... Țin prea mult la imaginea mea ca să vin lângă Barbu. Nu, un om care agrează ziariști. De ce credeți dumneavoastră că trebuie neapărat să cauți în partid oameni ca să îi numești pe funcție? Păi vă spun eu că veți merge la fel cum a mers PSD-ul cu amatori. Nu, asta este părerea dumneastră. Și păi n-aveți niciun fel de dovadă în ceea ce spuneți acum. Ba da, pentru că nu aveți comunicatori, v-am zis, nici pe educație. De asta credeți dumneavoastră că n-aveți comunicatori, nici pe sănătate, nici pe cultură, n-aveți nimic. Sunteți singuri. Spuneți că noi vom pune oameni incompetenți pentru că n-avem comunicatori. Ceea ce nu cred că are o logică. Vă spun eu că un om care ar suferi pentru Brâncuș s-ar exprima. Da? Asta dar nu îi aveți lângă dumneavoastră pe niciunul. Asta am făcut. Și eu și Eduard Berca și ceilalți consilierei noștri. Nu pot să vorbesc de apa de la preajma și de Brâncuș. E o pietate în secolul specializării. Asta încerc să vă spun. Bine, acum am văzut că în PNL există o luptă mocnită pentru ceea ce înseamnă desemnarea persoanei care se candideze la primăria municipiului Târgu Jiu. Nu știu cât primează Brâncuș, cât primează alte subiecte, complexul energetic, Oltenia. Au primat, pentru că tot la noi ați auzit despre ele. Spuneam o luptă mocnită, pentru că, într-adevăr, oamenii ăia nu ies o competiție, hai să-i spunem competiție. Nu ies, este o luptă mocnită. Da, o competiție. Trebuie să o recunoașteți. Da, am spus, este o competiție și mi se pare foarte bine că este acum o competiție. Acum nu trebuie să vă temeți de deloc, cuvinte. Deloc. Eu dar luptă e cam mult. Nu am văzut pe nimeni mocnită să se luptă. Admiteți orice mijloace în această competiție? Nu. Nu, de altfel am și avut o discuție cu colegii mei care sunt în această competiție și eu cred că am lămurit lucrurile. Mai mult decât atât, sunt foarte hotărât să și fac ce le-am spus atunci. Bun. Marcel Romanescu a fost invitat la Tele3 acum câteva zile și peste dumnealui, în emisiune, a intrat telefonul Daniel Morega. Și a spus așa, că Tudor Barbu, senator al României, copreșin de PNL Gorj, este venetic, bolnav psihic și vătaf. Eu, unul, dacă eram în locul Marcel Romanescu, mă ridicam și plecam din emisiune. Romanescu n-a zis nimic. N-a zis nimic. La Gorj TV a fost întrebat de realizator. Dom'le, cum a ajuns domne ăla să conducă PNL-ul? Dom'le, râsul ăla. Și Romanescu a spus doar atât. Dom'le, știți că eu nu l-am... Nu eu l-am pus. Nu mă certați pe mine că nu eu l-am pus. Vi se pare că e un bun camarad Marcel Romanescu sau e prea mare vedet, așa e prea Messi, el, Lionel, pe aici, încât să își apere colegii? Pot să vă spun atât, domnule Daju, că spre deosebire de toți colegii mei ceilalți, eu mi-apăr colegii în momentul în care vin în emisiune și uite că l-am apărat și în seara asta în fața dumneavoastră pe Tudor Barbu, care cred că de data asta a avut dreptate. Cred că dacă aș fi fost în locul domnului Romanescu, n-aș fi procedat la fel. Cred de asemenea că, pe de altă parte, și Marcel Romanescu și ceilalți colegi care vor să intre în această competiție au dreptul la o competiție corectă și loială. Și din punctul ăsta de vedere, vreau să vă spun că se va face un sondaj și vor fi și alte criterii pe care le vom lua în calcul, astfel încât să avem siguranța că cel mai bun candidat va fi și candidatul Partidului Național Liberal. Deci nu vreau să aibă nimeni niciun fel de teamă sau de emoții că sunt niște forțe obscure așa în partid care lucrează să dăm la picioare unui candidat ca să câștige altul și nu. Sondajul va fi făcut de București, nu de noi. Și mai mult decât atât vreau să vă spun un lucru. Fiecare coleg care se înscrie în cursa asta este observat și privit de ceilalți colegi din partid. Dacă el nu se comportă așa cum colegii așteaptă de la el să se comporte, nu va fi susținut de partid. Și dacă acea persoană neagreată de colegi iese bine în sondaj, este scoasă bine de sondaj, ce va prima? Eu vreau să vă spun un singur lucru. Sondajul te ajută să găsești o persoană cu notorietatea și cu intenția de vot necesară unei candidaturi. Totuși,
Candidatura este un gest politic, este un gest de susținere politică. Eu vreau să vă spun că este clar că vom lua foarte serios în seamă ce ne spune sondajul, dar vom lua foarte serios în seamă și ce își doresc oamenii din partid. Pentru că vă pot da un exemplu. S-ar putea ca într-un sondaj, unul dintre cei care participă la acest sondaj să aibă 28%, iar altul 25%. Vă dau numai un exemplu. Sau chiar 23%. Da? Dacă e și o marge de eroare de 3%, deja nu mai știi ce se întâmplă. Și atunci partidul trebuie să decidă pe cine susține dintre cei 2 sau 3 sau 4 cât se vor înscrie. La întâlnirea de la Pitești, domnule Vâlceanu, acum vreo 3 luni, Blaga a spus că peste o săptămână vine la Târgu Jiu. Aveți idee de ce evită liderii PNL de la nivel central Gorjul? Nu, nu. Eu vreau să vă spun că am avut o discuție cu Vasile Blaga în urmă cu, cred, o lună jumătate. Moment în care am convenit o participare a domnului Predoiu la Târgu Jiu. Ulterior, domnul Predoiu m-a rugat să amân puțin venirea dânsului pentru că avea program deja. Vreau să vă spun că și l-am stat de vorbă cu Andreea Paul. Vrem să organizăm o serie de evenimente în Gorj, iar la Gorj trebuiau să participe chiar acum, 13-14 fusese programată o vizită a copreședinților, care a fost amânată motive, să spunem, ale unor motive personale ale unor colegi. Deci nu e o chestiune de amânare. Da. Noi trebuie să facem o propunere în continuare pentru organizația centrală. E clar. Sunteți decuplați, domnule Vâlceanu, de organizația centrală. Este limpede. Nu. Din moment ce să puteți să spuneți orice, eu vreau să vă spun doar atât. Ieri am fost la București, am participat la ședința Biroului Parlamentului Național, avem un calendar foarte clar. Vă garantez că până la undeva până la începutul lunii septembrie vor veni și colegii de la centru. Avem, v-am spus, organizăm mai multe evenimente. Probabil că vor veni de două ori. Bine, nu aceiași oameni, dar vor veni colegii de la centru. În momentul în care aceste evenimente vor fi organizate și vom putea da un program, vă vom anunța. Am avut proteste două luni de zile în piața prefecturii. N-a venit Ponta, n-a venit niciun PSD-ist, n-a venit niciun liberal. Da? Mi se pare incalificabil. Doi, principalul dosar penal despre care vorbește toată România este dosarul Șova. Un dosar care a condus la inculparea premierului României. Întâmplător, Ponta e și deputat de Târgu Jiu. Cu sinceritate, dacă se poate, vi se pare că PNL Gorj a susținut mediatic, informațional, cu documente, dosarul Șova, dezbaterea acestui dosar în presa centrală? Domnul Dajun, sau nu era repet, de datoria dumneavoastră? Repet, să alimentați aceste dezbateri Dajun, și repet, să spuneți corect ceea ce s-a întâmplat. Nu vom face niciodată munca procurorului. Sunt lucruri diferite, domnule Vâlceanu. Eu vorbeam de dezbaterea publică, nu de dezbaterea juridică. Dumneavoastră este jurnalist și puteți să declarați ce vreți dumneavoastră. Eu nu pot, ca politician, să vin să le spun procurorilor ce să facă. Și așa nu propaganda PSD și așa propaganda PSD deja ne spune în fiecare zi că nu știu cine le dictează procurorilor ce să facă. Să nu încercăm să manipulăm. Nu v-a cerut nimeni să faceți munca procurorului, nu v-a cerut nimeni să influențați procurorii. Procurorii și-au făcut deja treaba, spunea Narcis Daju, a fost inculpat premierul României, a fost cu urmărire penală actualul manager al complexului energetic cu Oltenia, Laurențiu Ciurel. Întrebarea lui era de ce acest subiect nu a fost folosit sau de ce nu, dumneavoastră de la Gorj, care nu aveți datele acest suficiente date, nu le-ați dat liderilor de la centru pentru a folosi aceste informații la nivel central pentru că apar repet, în emisiuni. Dați-mi voie să vă spun să vă reproduc ceea ce mi-a spus mai înainte și dumneavoastră și domnul Daju. Că poate eu nu înțeleg bine. Vă rog. De ce dumneavoastră spuneți următorul lucru? De ce nu vorbiți despre un dosar în care Ponta este urmărit pentru spălare de bani și fals intelectual, cred că nu greșesc, nu? Da. Și Șova despre ce-o fi el urmărit, când noi numai asta facem de ceva vreme. E total fals, dar mă rog. Unde, am făcut apel la sinceritatea dumneavoastră. Dați-mi voie să vă spun că numai asta spunem. Deci dacă se uită lumea la noi acum,
Și să vreau să vă spun de presa centrală, domnule Vulceanu. Aveți vedeta asta pe Tudor Barcu, care e seară de seară, dar vorbește despre apa audă. De ce îmi spuneți mie despre ce ar trebui să facă presa centrală? Nu presa centrală, păi oamenii, actorii, știți și media. Dumneavoastră că un om politic, în categoria actorilor media, intră și oamenii politici. Bun, eu înțeleg, v-am spus, vă înțeleg dorința de la opoziție, de la politicieni în general, să facă mai mult. Și eu îmi doresc să facem mai mult. Altfel, da? În discuțiile dumneavoastră cu Tudor Barcu. Vă rog frumos, deci atâta vă rog. Vă rog să nu mai îmi spuneți de acțiunile ale justiției pe care nu le-am comentat și nu le-am comentat vreodată. Ce teme i-ați propus lui Tudor Barcu? Eu am vorbit despre faptul că este periculos și este imagine foarte proastă pe care România și-o asumă în momentul în care are un prim-ministru urmărit penal pentru spălare de bani și pentru fals intelectual. Asta pot să spun și vă o spunem în continuare. Dar nu-mi cereți să vorbesc despre ce se întâmplă în dosar. Nu-i treaba mea. Dar nu v-a cerut nimeni să vorbiți despre ce se întâmplă în dosar. Despre acest subiect. Reformulez întrebarea. Vă rog. În perioada următoare, despre ce teme ați convenit cu Tudor Barbu să vorbească la posturile centrale de televiziune? Bun, acum stați puțin, la care e invitat. Teme legate de Gorj. M-a șertat la începutul emisiunii. Puteți să răspundeți, domnule Vulceanu, că nu sunteți la ora adevărului. Nu. Eu vă respect, vă pun întrebări, nu bat câmpii, nu vă spun că sunteți frumos, aveți ochii albaștri. Sunt convins că totuși ce teme legate de Gorj... Nu aveți nicio părere proastă despre mine. Nu, chiar nu am. Dar vreau să vă spun ceva. Dumneavoastră m-a șertat la începutul emisiunii că nu vine Tudor Barbu să vă facă agenda la emisiuni. Să știți că îl spun că așa e și la București. Dumneavoastră nu se duce Tudor Barbu să impune subiectele de advocacy. Ce campanie pentru Gorj va face Tudor Barbu? În nesfârșitele ore în care pierde timpul pe la B1 Mă tem că oricât l-aș apăra pe domnul Barbu, nu o să-l fac niciodată mai simpatic pentru dumneavoastră. Nu e vorba că nu. E imposibil să ne iubim. Corect. Da? De aceea nici nu ce teme va avea legat de Gorj în perioada următoare? Bun. Ce teme va propune în dezbatere publică la București? Vreau să vă spun ceva. Mâine domnul Barbu este în conferință de presă, cel puțin așa era stabilit la un moment dat, de principiu. Chiar dacă vin și eu? Da. Da? E conferința de presă, de presă, da? Bun, o să vin și eu. Sper să nu fugă și mâine. Nu, că n-a fugit de dumneavoastră, v-am spus, pur și simplu, a fost o chestiune de opțiune. Da. Dar repet, temele despre care Tudor Barbu tot timpul a vorbit și cred că nu e prima dată când, sau nu spune o noutate. A vorbit despre complexul Oltenia, da? Despre Ciurel, Călinoiu, Cârciumaru, chiar pe posturi centrale de televiziune. Și astea erau până la urmă o datorie pe care trebuia să o facă în primul rând față de organizația noastră, PNL Gorj. Nu neapărat față de ocupația pe care are în momentul ăsta. Dar a vorbit întotdeauna despre lucrurile astea. Și eu cred că e un lucru benefic. Eu sunt foarte ghinionistă, să știți că nu l-am prins vorbind de aceste subiecte. Pare și rău. Data viitoare când va merge în emisiuni și o să discut cu domnul Barbu înainte și o să vă anunț. Da. Sau uitați, încercăm să-l înregistrăm și o să vă arăt. Și ne arătați înregistrările. E clar că nu are niciun fel de tematică, dar așteptăm măcar în viitor să meargă cu dosare de presă, că așa ar trebui să meargă un senator al României. Bănuiesc că dânsul primește tot felul de documente la cabinetele senatoriale. Primește? Sunt convins că da. Tot felul de probleme. Și ce dar face cu ele? Dumneavoastră știți care sunt problemele Gorjeni. Firește că le știu mult mai bine decât Tudor Barbu. Nu. Dacă ar fi venit domnul Tudor Barbu, vă garantez că nu. Dacă mă întrebați, ce dosare de presă, cu ce dosare de presă sau cu ce dosare ar trebui să meargă Tudor Barbu de la cetățenii din Gorj la televiziunile centrale. Cetățenii sunt doar una dintre surse. Vă garantez că nu știți care sunt problemele cetățenilor, pentru că știți care sunt problemele cetățenilor din județul Gorj, cele mai mari. Firește că știu. Lipsa locurilor de muncă, sărăcia, da? Injustiția câteodată. Tot felul de opresiuni făcute de diversi primari sau mai știu eu ce vătaf de nu știu ce colț al județului și astea sunt chestiuni cu care nu te poți duce la televizor. Dar ce faci cu ele? Încerc să le rezolvi. Cum? Că spuneați nu vă băgați în treburile justiției. Nu, dar cum încercăm să le rezolvăm? Uitați. Nu merge pe la audiențe ca să nu le primească. Nu e așa. O să vină, de exemplu, unul din colegii mei, care se ocupă zi de zi de cetățenii din Târgu Jiu, care e Berca,
și care și în seara asta a fost într-un noi cartier... Noi vorbim de un colegiu parlamentar. Nu, stați puțin, vă spun și de colegiu parlamentar. Și în seara asta a fost într-un cartier din Târgu Jiu să vorbească cu câțiva zeci de oameni despre problemele da, de știu, acolo. Da, știu, știm și noi și, despre ce anume e vorba. Și face ceva, să știți, s-a rezolvat probleme în cartierele prin care am mers. E, toate chestiunile astea, să știți că noi le discutăm toți. Și știe și Tudor Barbu de ele. Și știe și ce, cu ce probleme îi aduc vin oamenii la el la cabinet. Dar vreau să vă spun un lucru. Cum poate Tudor Barbu, de exemplu, senator al României, să rezolve problema locurilor de muncă pentru diversi cetățeni? Poate? Poate să ridice această problemă. Asta și să o ridice da? Ori de câte asta ori are ocazia. Dar vreau să vă spun ceva. Dacă... Sunt atât de mulți încât, de asta poate v-am și să spună spus, Tudor Barbu cât de sunt de mulți, spus, nu mi se poate. Pare dacă că ne certați pe noi pentru ce ar trebui să facă putere. Dacă ar merge la audiențe și într-adevăr ar primi acei oameni care s-ar plânge și ar face niște liste, atunci ar putea să spună, în colegiul meu în care sunt atâția locuitori, am atâția oameni în căutarea unui loc de muncă. Nu știu dacă o poate spune domnul Tudor Barbu, pentru că spuneam, după primele 6 luni, spunea că nu a fost nici măcar o dată. Eu cred că chestiunea să țină asta o audiență primele 6 luni la cabinetul parlamentar a lămurit-o pentru dacă, care este plătit. Bun, dacă se putea lămuri, sau dacă, eu știu, dumneavoastră ați fost lămurite sau nu. Asta e o, na, e o problemă pe care nu vreau să o discut, nu mi-aparține. Dar, repet, oamenii din județul ăsta au probleme, da? Pe care nu, despre care nu poți să vii să vorbești la televizor nominal sau individual. Și ți-a venit la mine astăzi cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare și unul își căuta un loc de muncă. Nu, dumneavoastră folosiți un sofism. Nu, nu, exact, așa e. Dați-mi voie să vă dau un contraexemplu. În 2013, premierul și României se întâmplă și mie, să știți. A promis la Târgu Jiu că în 2014 va remetaliza coloana infinită. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Coloana infinită e una singură pe pământul ăsta și e ruginită și neagră. Dacă Tudor Barbu ar avea bunul simț să afle de acest lucru, dacă ar fi interesat de lucruri reale, ar afla, apoi ar face o interpelare, o întrebare către Ministerul Culturii, ar angrena și alți colegi, fie ei parlamentari de Gorj, fie parlamentari din alte județe, cu afinitate pentru Brâncuși, să susțină această cauză și în 3 luni s-ar aloca fonduri. Și atunci nu l-ar mai înjura Daju în Gorj News. Adică felicitări Tudor Barbu. Ați adus bani pentru coloana infinită. Dar dumneavoastră vă duceți într-o extremă de tot râsul că nu puteți să dați de mâncare la 100.000 de oameni. Dumneavoastră, eu am fost perfect rezonabil. Nu sunteți deloc rezonabil pentru că ne întrebați de niște lucruri despre care, de exemplu, am auzit aseară vorbim pe domnul Cârciumaru la un alt post de televiziune și ne spune așa: dom'le, ce să mă fac eu? A fost, credeți-mă, de râs. Dacă Ministerul al Culturii condus tot de maghiari. Deci este ceva de râs. Dar uitați-vă așa că dumneavoastră, marele PNL, n-aveți alternativă. Bun, la Cârciumaru. Nu, stați puțin. Dumneavoastră ne cereți nouă să rezolvăm lucruri care nu ne stau în putință să le rezolvăm. Nu noi conducem țara. Nu Tudor Barbu e prim-ministru, nu-i Vâlceanu prim-ministru, da, nu suntem primari. Un lucru deci extrem de complicat, să aducă bani pentru coloana infinit. E foarte un complicat. Un lucru care nu ne stă în putință. Dacă am putea, da. Dacă am putea și am fi noi la conducerea țării, asta să veniți să mă întrebați, domnule, de ce nu faceți nimic? Deci nu poate să facă o interpelare? Ministerul Culturii, aveți... Bine, am înțeles, nu vă stă în putință. Poate să facă o interpelare, nu e nicio problemă. Păi asta și credeți că așa se va rezolva problema? Sunteți în opoziție. Putea ajuta. Bun. Am înțeles. Înțeleg, o să vă garantez că o să discut cu domnul... Servite. Nu, trebuie să-l facem și pe Narcis Daju să înțeleagă. Și nu sunt știu convins de ce, că dacă veniți la conferința de presă mâine... Nu știu de ce nu înțelege că PNL-ul este în opoziție și nu poate să facă nimic. Dar PNL-ul poate să vorbească. Asta și PNL-ul facem. Poate să ridiculizeze. PNL-ul poate să atragă atenția, domnule Vâlceanu. Exact asta și facem. Păi... Problema e că nu prea faceți. Asta spuneți dumneavoastră. Eu să știți că am văzut oameni mulțumiți de ceea ce facem. O singură conferință pe săptămână nu-i de ajuns. Adică stați puțin. 20 eu vreau de să minute. Vă spun un lucru. Eu am văzut îndrăgirea cu care vă susțineți punctul de vedere că nu facem nimic. Dar nimic. Și totuși, mi-a dat exemplu de acțiuni pe care le-am mai făcut, și noi. Sunt da? Și oameni care mai bun. Fac ceva, dar vreau să vă spun un lucru. Tocmai Narcis Daju spunea mai devreme că am vorbit de diverse chestiuni penale pe care le fac ăștia de la CEO. Bineînțeles că în măsura în care afli, pentru că știți și dumneavoastră că la CEO cine mișcă în brișcă, pleacă acasă a doua zi dacă spune ceva. Și e foarte greu, oamenilor le e frică, le e teamă. Putem să blamăm pe cineva pentru asta? Mie nu mi-e teamă. Am vorbit despre lucrurile astea. Am fost acuzat, de exemplu, de Ciurel
că eu blochez, nu știu ce, că blochez carierele CEO. Deci da, tot felul de acuzații ridicole. Opoziția, dar credeți-mă, n-am crezut niciodată că o să ajung într-o emisiune să-mi spună jurnaliștii că noi nu facem nimic. Deși, păi, știți cum acum, e, mi se pare că toată lumea are ceva cu opoziția acum. Ăștia de la putere au ceva cu opoziția. Și zic toate lucrurile rele despre noi. Va, ce niște neserioși, nu-i ascultați pe ăștia, că habar n-au ce vorbesc. Pe de altă parte vine și presa și în loc să prezinte un punct de vedere acuzator la ce se întâmplă în țară. Domnule Vâlceanu, nu ne guvernăm țara, credeți-mă. Presa tot ridică probleme și diverse aspecte pe care PSD-ul s-a dovedit incapabil să le rezolve. Dar presa, dacă vede că opoziția începe să adoarmă, trebuie să o zgâlție puțin. Am înțeles, m-a zgâlțit presa, și vă mulțumesc pentru că m-a zgâlțit. Presa nu are putere de coerciție și presa nu este politicianul care poate să se lupte așa de la egal la egal eu cu ceilalți oameni politici. Dar dumneavoastră aveți această obligație. Okay. Nu pentru noi jurnaliști, ci pentru oamenii pe care îi veți vizita obligație, cu siguranță, cărora le veți obligație, cere niște voturi. Sunt consilier județean, nu cred că există, chiar și dumneavoastră, cât de răutăcioși puteți fi dumneavoastră. Nu puteți. Atunci este vorba de interesul corect, foarte bine, foarte bine că o faceți, dar nu cred că puteți să-mi spuneți că a fost vreo ședință de Consiliu Județean în care să nu-mi fac datoria și eu și colegii mei, da? Sau că au fost chestiuni foarte grave întâmplate în acest județ în care noi să ne ascundem. Ultima cel puțin întrebare, eu, ca să nu vorbesc de toată lumea. Narcis Dajul, că mai avem doar 2 minute, pot să mă mai întind cu emisiunea. Vă felicit pentru că ați fost consecvent în a vă opune la menținerea lui Dian Popescu ca președinte al PNL Gorj. Și ați ieșit învingător. Din treaba asta, rar vezi un politic să fie consecvent în Gorj într-o chestie, fie ea bună sau proastă. Bine, aici a mai fost și contribuția presei, a unei părți. Te rog frumos să nu mă întrerup. De acord. Ați beneficiat de un capital de imagine destul de serios. Mă rog. În momentul în care Dian Popescu a fost înlăturat. Comparativ cu acel moment T1, acum la momentul T2, când dumneavoastră sunteți la masă cu Tudor Barbu și cu Marcel Romanescu și cu Eduard Berca, care credeți că e capitalul dumneavoastră de imagine? Egal în creștere sau în scădere? Domnule, dar vreau să vă asigur... Dar foarte scurt, cât vă rog, cât și de, pe dumneavoastră. Da, voi fi foarte concis. Vreau să vă asigur cât de mult pot eu să vă conving în momentul ăsta că nimic nu s-a schimbat din părerile pe care mi-am spus atunci și din convingerile mele. Statutul eu va fi respectat întotdeauna. Eu vorbeam de receptarea dumneavoastră, de imaginea dumneavoastră. Eu vreau să vă spun ceva. Dacă dumneavoastră credeți că în politică contează numai ce vreau unul, adică ce vreau eu, vă înșelați. Nu pe de altă parte, răspundeți. Ba da, vreau să vă spun un lucru. Indiferent câte imagine proastă credeți dumneavoastră că îmi fac mie unii colegi, eu vreau să vă spun atât. Eu voiam să vă felicit, domnule, pentru combinația că asta. Tudor Barbu este un coleg bun, un coleg cu care mă înțeleg și cu care pot să fac lucruri bune în Partidul Național Liberal, filiala Gorj. Da, eu vreau să îl întreb pe Narcis Dajul și este ultima întrebare din această seară, dacă el ca și trăitor în Gorj și în Târgu Jiu se simte bine. Firește că nu mă simt bine, de-aia și fac ce fac, pentru că nu face aproape nimeni altcineva, cu excepția unor ziariști, unora care n-au altceva comod de făcut. Da? Din punctul meu de vedere, ca să fiu tranșant, mi se pare că atât Partidul Național Liberal, cât și toate celelalte partide ocupă în mod abuziv și nesimțit spațiile alea prin centrul municipiului Târgu Jiu, pentru că nu fac aproape nimic bun pentru oamenii acestui oraș. Eu le-aș lua toate sediile, sunt oameni de afaceri, sunt multimilionari, să-și închirieze, frate, spații comerciale și să-și facă acolo combinațiile, că fac doar pentru ei lucruri. Mai ies din când în când cu apa de la preajma și abandonează subiectul după 2 zile, după ce scot la iveală lucruri penale. Boieriu și Cârciumarul ar trebui să fie la parchet acum să dea declarații. Au aflat că apa nu e potabilă și n-au alertat populația. Subiectul a murit.
Eu te mai întreb o dată, pentru că ți-am mai adresat această întrebare. Spuneam, la un moment dat totul a pornit de la o glumă. Nu, te rog frumos să nu mă mai întreb asta, că nu e momentul. Dacă te-ai răzgândit și dacă nu cumva te gândești să intri în politică. Eu, spre deosebire de mulți din politică, îmi văd lungul nasului, îmi cunosc foarte bine defectele, îmi evaluez corect șansele și resursele și sunt conștient că anul viitor aș putea fi foarte ușor consilier local, dar atât. Da? Dacă în spatele meu apare un grup, fie el și grup de interese, da, îmi asum asta, care să dorească un climat de normalitate în Târgu Jiu, aș putea spera la mai mult. Deci eu pot să câștig primăria Târgu Jiu, dar doar cu un grup, fie el și de interese în spate. În acest moment, acest grup nu există. Da, ar fi interesant și aștept de la telespectatorii noștri mesaje pe numărul de SMS care este afișat și pe adresa emisiunii dilemele zilei @tele3.ro. Dacă dar Narcis Daju ar trebui să rămână în presă sau să ocotească spre politică, acolo unde am văzut oamenii care sunt în momentul de față actori au lăsat-o așa pe lâncezeală, adică nu fac mare lucru, cel puțin pentru noi, cetățenii de rând. O să vedem ce se întâmplă în perioada următoare. Abia aștept să intre Narcis Daju în politică, să-i pot și eu reproșa că nu face nimic. Bine, asta dacă voi reuși performanța să-l asta, convingă că e destul de greu să nu faci nimic. Nu, exact. E greu. E greu să nu aștept, faci nimic. Abia aștept, v-am spus, să vă spun și eu că nu faceți nimic. Nu cred că Narcis Daju ar sta cu mâinile în sân. Nici eu nu stau cu mâinile în sân. Așa cum l-am văzut ca și jurnalist. Și totul ce îmi spuneți lucrul ăsta. Așa pot ce o să fac atunci. Și atunci suntem meci egal, să zic așa. Suntem remiză. Poate îl convingem pe Narcis Daju. Oricum mi-a făcut plăcere. Deși nu știu dacă e mai bine să treacă. Să știți că e mult mai palpitant să decât să discuți cu pe cine în zona politică sau să rămână jurnalist, pentru că dacă ar pleca și Narcis Daju din presă, rostul acestei emisiuni nu a fost întrebarea asta de final. Nu a fost. A fost o întrebare care... Eu am venit în emisiune pentru că tu m-ai rugat să vin la emisiune cu domnul Tudor Barbu. În ultimul moment, așa, fără nicio legătură, bineînțeles. Nu trebuie să vă scuzați, domnule. Bine, dar este o întrebare pe care... Eu nu m-așteptam ca dumneavoastră să fiți primul care să mă invitați în PNL. Nu, dar este o întrebare cu siguranță pe care să eu mai adresez. Înțeleg că nu mă ridic la standardele. Nu. Liberalilor din Gorj. Dar deciziile astea sunt luate de colegii în ansamblu, nu de mine. Înțeleg, nu sunt dorit. Eu nu fac greșeli de genul ăsta. Nu mai avem timp, am și depășit de fapt ediția din această seară. Vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră. Vă mai așteptăm aici la Dilemele Zilei, l-așteptăm și pe domnul Tudor Barbu într-o altă ediție. Bineînțeles, ne revedem mâine seară la aceeași oră. Numai bine!